Bătaie de joc marca E.ON la adresa pensionarilor. Casierile de la sediul societății din strada Ștefan cel Mare au fost închise. Facturile pot fi plătite acum numai prin intermediul unităților bancare. Cei mai afectați de această măsură sunt pensionarii. Ne asumăm răspunderea pentru colegii, clienții și furnizorii noștri, precum și pentru mediul și comunitățile în care trăim și lucrăm. Încercăm să îmbunătățim calitatea vieții acolo unde acționăm. Luăm în considerație necesitățile generației de azi. În aceeași măsură ne recunoaștem responsabilitatea față de generația viitoare. Aceasta este numai una dintre declarațiile postate pe site-ul E.ON România. Cum rămâne însă cu necesitățile generațiilor aflate acum în pragul vârstei a treia, ale pensionarilor sau ale oamenilor care pur și simplu nu au nicio atracție față de tehnica modernă? Drept urmare, casieriile E.ON, adică cele câteva rămase la sediul societății de pe strada Ștefan cel Mare, au fost închise. Toate facturile se achită acum doar prin intermediul serviciului de internet banking sau al unităților financiar-bancare. Eu care am lucrat acolo la dânsi am păreri foarte proaste. În primul rând că, așa gândesc eu, capitalul din țară îl duci tot în străinătate, dând posibilitatea celor de la bănci să-și umfle de asemenea băncile și românul nostru tot să tragă rău din țară care este. Au dat probabil afară funcționarii. Nu știu ce să zic, ca să nu greșesc. Și vă convine această situație? Păi nu ne convine, dar ce să faci? M-am dus până acolo, n-am găsit deschis, m-am reîntors, mi s-a spus să merg la bănci să plătesc facturile. Și la bănci e aparatura care nu prea știam să umblu acolo, m-am rugat și eu de personal de acolo, m-a ajutat. Este foarte greu, pentru că ceri factura neapărat și dacă o pierdem, nu te mai primești, trebuie să aștepți luna viitoare, să plătesc penalizări, cred că nu-i chiar așa de corect. Mai sunt destule probleme ca să pierzi o factură, cred eu, nu? Unii ar putea spune că acesta este prețul pe care îl plătim pentru progres. Progres teoretic, pentru că la nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Bacău, reclamațiile se țin lanț. Numai puțin de 57 de la începutul anului și până acum. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 40.000 de lei. O sumă enormă pentru cei mai mulți dintre noi și care trebuie să ne dea de gândit. Principalele aspecte sesizate de către Băcăuan țin tocmai de acea calitate îndoielnică a serviciilor oferite de către E.ON. Frecventele fluctuații de tensiune, întreruperile nejustificate, întârzieri la remedierea defecțiunilor, facturare eronată, citirea contorului în lipsa titularului de contract și abuzul în serviciu sunt dintre cele mai des întâlnite reclamații. Numărul mare al acestora le-a dat de gândit și comisarilor de la Protecția Consumatorului. Noi am avut chiar o perioadă când am pus la dispoziția consumatorilor doi comisari care s-au ocupat numai de relația cu E.ON. Personal am discutat cu conducerea societății în vederea găsirii unor soluții de remediere a tuturor acestor deficiențe. Ne-a declarat Toader Frățilă, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Bacău. Închiderea caseriilor unde fiecare consumator se putea prezenta pentru a plăti factura la electricitate i-a luat prin surprindere și a bulversat total pe pensionari, mai ales că marea majoritate dintre ei nu au lucrat niciodată cu vreo bancă și nu au deschis cont bancar. Dintre cele peste 168.000 de persoane din județ care beneficiază de pensie sau de o indemnizație achitată de către Casa Județeană de Pensii, doar aproximativ 22.000 au optat pentru plata pe card a banilor cuveniți.